Bună seara! Luptă pentru locurile 2-3 în Divizia Națională. FC Tiraspol a urcat pe locul 2 în clasament după ce a trecut cu 2-0 pe teren propriu de Milsami. Într-un alt meci din etapa 28-a, Zimru a umilit-o în deplasare pe Speranța, scor 1-8. Pe lângă meciurile Speranța-Zimru scor 1-8 și FC Tiraspol-Milsami scor 2-0 în etapa 28-a Diviziei Naționale, vor mai avea loc următoarele partide. FC Costuleni-Olimpia, Nistru-Iskra-Stal, Dacia Rapid și Șerif FC Academia. Meciurile se vor juca sâmbătă 27 aprilie. Șerif este lider cu 64 de puncte. FC Tiraspol ocupă locul 2 cu 10 puncte mai puțin. Dacia se clasează pe poziția 3-a. Pe ultimele locuri sunt Speranța și Nistru. Selecționata Moldovei de mini-fotbal va participa la Mini Euro 2013. Turneul va avea loc pe insula Creta la 10-14 octombrie. Participation, entertainment, well-being, sportsmanship, action. You are the star. Stop watching others play on television. Get out on the field. Organize your defense and tackle the pressure. Score. Lend a hand to your teammate and to your opponent. After all, you play. S-a venit perioada de petrecere a campionatului european de mini-fotbal, unde echipa națională va participa pentru a treia oară. Compania Farmaprim va fi în continuare susținător al asociației de mini-fotbal din Republica Moldova și a echipei naționale. Vom susține și în acest an. Sper să avem prestații bune și la acest turneu, cum de fapt a fost și la edițiile precedente. Selecționata Moldovei de mini-fotbal ocupă locul 8 în clasamentul european printre 22 de țări. Federația Europeană de Mini-Fotbal a fost fondată oficial în 2012 și are 27 de membri. Vorbim cu niște antrenori, să luăm un antrenor pentru selecționata noastră, care va fi practic la fiecare meci, va încerca să fie în faza de play-off și vom selecta practic cei mai buni. Posibil să fie niște nume care au fost fotbaliști, deoarece mai cu experiență și vor ajuta pe ăștia următoare să facă față de echipele care consider că sunt foarte puternice la acest campionat european. Părerea mea că trebuie să prevaleze doar principiul sportiv, trebuie să meargă cei mai buni și acest turneu național ne va ajuta ca să identificăm cei mai buni jucători pentru a crea o echipă competitivă, să avem prestații bune la acest turneu final. Până acum s-au disputat două ediții a campionatului european la mini-fotbal. Ediția din 2011 a avut loc în România, iar cea din 2012 în Moldova, în scoarul Teatrului de Operă și Balet din Chișinău. În 2011 Moldova a ocupat locul 3, iar în 2012 locul 8. La ambele ediții campioana a devenit România. Foarte onorat să organizăm un campionat și aducem 16 țări în Republica Moldova, în orașul Chișinău. A fost destul de greu să organizăm, să găsim niște sponsori și adică practic am făcut de la zero. Am organizat în centrul orașului, terenul a fost adus din Sofia, ceea ce practic va fi și anul acesta în Grecia. Asemenea va fi instalat un teren mobil, după cum am înțeles tot așa în interiorul orașului, la moment cred că e într-un port, în orașul Ritimo. Sper că vor face față, deoarece știu bine pe președintele asociației din Grecia și cred că va face față, deoarece e un președinte de onoare, cum să-ți spune.